De când cu scandalul infecțiilor nozocomiale din spitalele românești, Ministerul Sănătății cere ca săptămânal unitățile spitalice să raporteze cazurile de îmbolnăviri. Acest lucru a fost făcut și de echipa managerială de la Spitalul Municipal de Urgență din Roman. Vă referiți la acel sindrom hemolitico-uremic. Nu, noi mulțumim lui Dumnezeu, n-am avut cazurile astea. Au fost într-adevăr internați pacienți cu diaree, dar o diaree cu Escherichia coli enteropatogen care nu dă sindromul hemolitico-uremic sau cu Shigella, microbi care pot fi tratați, nu au o evoluție severă a stării de sănătate. Unele dintre cazurile de infecții nozocomiale au fost aduse de pacienți fie de la alte spitale, fie de la domiciliul lor. Iar pe boala diareică au fost în luna februarie 7 cazuri de boală diareică la copii, iar pe infecțioase 32 de cazuri. Conducerea Spitalului Municipal de Urgență Roman apreciază că toate cazurile de diaree cu care bolnavii s-au internat nu pot fi contabilizate în dreptul unității sanitare romașcane. Este o de la minister venit că 3 infecții cu Clostridium trebuie raportate la minister, dar se referă la acele 3 cazuri concomitente care sunt declarate infecții nozocomiale. Ministerul Sănătății a transmis direcțiilor sanitare și acestea conducerilor de spitale ordine de ministru prin care se iau măsuri de prevenire a răspândirii infecțiilor nozocomiale și al tratării corecte a acestora. De asemenea, s-au luat și măsuri a limitării vizitelor aparținătorilor în secțiile cu risc de îmbolnăvire a pacienților vulnerabili.